Victoria Vlas, colega noastră, le-a provocat din nou pe celelalte colege să încerce un joc. De data aceasta s-au aventurat într-o partidă de loto. Cine a avut mai mult noroc? Hai să vedem și noi! Dragi colegi, v-am adunat astăzi la o masă dreptunghiulară să jucăm loto! L-am luat în ajutor și pe Andrei. El o să fie cel care o să extragă butoiașe cu numere de aici din sac. Deci fiecărui participant îi împart câte două fișe. La un moment dat le întoarcem toți și Andrei o să fie cel care o să extragă câte un butoiaș. Și spune, de exemplu, numărul 3. Toate ne uităm rapid. Cine spune prima? Eu. La cine este numărul? Aceluia îi se oferă un butoiaș. Cine a îndeplinit toate fișele? Înseamnă este acela... câștigătorul. Da. 24. E! 60. Pas. 63. Eu! Și cifra numărul 56. Eu! E! 38. Eu! Și eu am! 44. Eu! 3. Eu! Eu nu am. 48. Eu! Bravo. Nu am așa ceva. Numărul 4. Eu. 37. Eu. Chiar la dânsul mă uitam. Și eu am avut. Numărul 8. Eu. Eu am avut. Chichirichi. 86. Eu. În sfârșit. Bravo, Ionuța! Eu am! Gata! 74! Eu! Am în două date! Eu știu! Nu! I-am zis eu! 77! Eu! 46! Serios? Eu! 27! Eu! Nu-i corect, la mine așa pur și simplu mi-a dat fișele ca să nu știm! 58! Eu! Cam în două mâini! 75-1, 75-2, 75-3, 71. Eu. 57. Eu. 53. Eu. A, vezi cum se întoarce roata? E ca așa ne trebuie. A răsărit soarele și pe strada mea. 55. Eu. Am în două date. 52. Eu. 14. Eu. Am două de 14, ce fac? La a doua cifră de 14 punem așa o fișă. O, stai un pic, de 29 mai am una. Iată așa pun, da? 40. Eu. 20. Eu. Iată, 87. Eu. Domnilor și domnilor, câștigătoarea din această seară este Dumitrița! Yay! Mezina familiei. Da. Cea mai mică și cea mai isteață. E un joc fain, distractiv, totodată așa, nu știu, creează fel de azart, dar totodată și pasiv, pentru bătălie așa. Cine câștigă? Important să nu se bată la final. Persoanele, da, care sunt la masă.